Printre obișnuitele cazuri de traumatisme, accidente vasculare cerebrale, agitații psihomotorii sau accidente rutiere, în weekend la serviciul de ambulanță Dâmbovița au fost primite și apeluri pentru pacienții cu sindrome febrile, date de răcelile cauzate de vremea capricioasă care de abia a început să pună stăpânire pe România. Potrivit medicilor, se așteaptă ca în continuare numărul pacienților cu viroze respiratorii să crească, motiv pentru care și stilul de viață trebuie adaptat perioadei din an în care ne aflăm, mai exact îmbrăcăminte adecvată, alimentație sănătoasă și consum crescut de lichide calde. Datorită temperaturilor foarte scăzute, umidității, cum a fost în acest weekend, ne așteptăm ca numărul virozelor respiratorii să crească în următoarea vreme. După cum observați, am avut câte 7 cazuri și în acest weekend, pe zi. Așa cum am spus la început, puține accidente de circulație și traumatisme, slavă Domnului pentru asta.